Creangă către Eminescu. Prima scrisoare. Bădii Mihai, ai plecat șmata din Iași, lăsând în sufletul meu multă scârbă și amăreală. Să dei Dumnezeu să fie mai bine pe acolo, dar nu cred. Munteanu e frate cu dracu, dintr-un pol el face doi. Și apoi dă poate nu-s cu inima curată când grăiesc de fratele nostru că-i cu dracu, în loc să fie cu Dumnezeu. Da, iartă șmata, căci o prietenie care ne-o legat așa de strâns nu poate să fie rupt fără de ciudă din partea celui care rămâne singur. Această epistolie ți-o scriu din cerdacul unde de atâtea ori am stat împreună, unde m-a ta uitându-te la șerul plin cu minunății, îmi povestea atâtea lucruri frumoase. Frumoasă. Dar coșcojemite om ca mine, gândindu-se la cele vremuri, a început să plângă. Badi Mihai, nu pot să uit acele nopți albe când hoinăream prin Ciric și Aroneanu, fără pic de gânduri răli, dar din dragostea și amare pentru ieșul nostru uitat și părăsit de toți. Și dimineața când întorșeam la cuibari blagosloviți de aghiazma și afară de prihană și atât iertătoare atincă-i, care ne primea cu alai, parcă cine știe ce nelegiuire am făptuit și noi. Ți-aș scrie mai mult ușor, însă a venit Ienăchescu și trebuie să plec cu dânsul la tipografie. Cu toată dragostea, Ionic. Iași, 1877 decembrie. A doua scrisoare. Bădii Mihai, și cu Bucureștiu de a uita cu totul ieșul nostru celor opsit. O fi musai viața burlășească pe acolo, dar nu se cade să ne uiți prea de tot. Veronica a fost azi pe la mine și mi-a spus că și cu dânsa faci ca și cu mine. De ce? Ce rău ți-am făcut noi? De Crăciun te așteptăm să vii. Tinca au pregătit de toate și mai ales sarmalele care ți îți plășeau foarte mult. Eu am început de ca prostul să scriu, dragă Doamne, o comedie. Când voi isprăvi-o, nu știu. Atâta știu că subiectul e copiat, așa cum prea bine știi că pot copia. E luat din viața din Mahala, unde stau de când am părăsit Humulești. M-am întâlnit cu fratele Conta. La Iași ninji frumos de azi noapte, încât s-o făcut drum de sanii. Și Ricu e mai frumos acum. Vino, frate Mihai, vino, căci fără tine sunt străin. Te sărut pe frunte, Ion Creangă. A treia scrisoare. Bădii Mihai, slavă Domnului că am primit vești de la tine. Eu te credeam mort și mă luam de dor cu amintirile când erați în jurul meu tu, augură cel blestemat, Conta și alții, care acum vă fuduliți prin capitală, alături de șocoi mânca iar câinii că sunt fiii lui Scaraoțchi și pe voi norocul și binele. De ce lași pe Veronica să se zbuciumi? Te-am așteptat de Crăciun să vii, dar beșteleu, feșteleu, că nu poți striga văleu și cuvântul s-o dus ca fumul în sus și de venit n-ai mai venit. Aferim. Dar noi, adică Ienăchescu, Rășeanu și alți mușterii pentru mâncăric și băuturică bună, am tras un bairam de șel turcesc cu vin grecesc de la Amira. Apoi ne-am dus cu Sania afară din oraș și acolo puniți din nou mas. A doua zi la fel. De-abia a treia zi ne-am zburătășit cravrăghile fiecare pe la vatra lui. Acum stau lângă horn cu pisicile mele și mai pun rânduial în cele însemnări. Tu te cerți cu politicienii prin timpul. Ce ai pățit, te-ai făcut așa războinic? Sănătate și voie bună. Ionică.